observând că autovehiculul, automobilul din față, frânează, înseamnă că nu mai accelerăm. O trei auto mai inferioară, dacă am început de viteză. Trebuie să fim foarte atenți. Dacă pietonii se apropie de trecere, înseamnă că încetinim. Uite, la examen asta e 16 puncte. Trebuie să fim foarte atenți. Niciodată trecere de pietonilor. Deodată jos. 16 puncte.